Bună ziua, bine v-am regăsit la Subiectul Zilei. Este ultima emisiune din această săptămână și m-am gândit să mai vorbim despre curățenia și totodată modalitatea în care se face salubrizarea la noi în oraș. Alături de mine am Otiză, Denisa Hâncu, de data asta nu ți-am greșit numele, responsabil cu partea de comunicare a Societății RER Ecologic Service. Bună, bine ai venit! Bine v-am regăsit! Aș vrea ca emisiunea de astăzi să o începem cu noutățile pe care societatea RER le are și am înțeles că vă pregătiți să implementați, dacă pot să spun așa, un nou tip de platformă la noi în municipiu. Ne poți da ceva mai multe detalii? Da, este vorba despre platforma din Micro 14, cartierul Micro 14. După cum bine știți, am mai spus și la dumneavoastră în emisiune despre sistemul pe care am încercat inițial să-l implementăm acolo cu pubele la fiecare scară de bloc. În urma acestui sistem implementat de noi, au fost sesizări din partea locatarilor și împreună cu reprezentanții primăriei am decis înlocuirea acestui sistem și revenirea la vechiul, la sistemul cu platformă comună. În momentul de față, locatarii din acea zonă depozitează încă la pubele, însă avem în vedere ca în cel mai scurt timp posibil să amplasăm o nouă platformă. O platformă care va diferi un pic de cele cu care suntem obișnuiți. Este o platformă care poate fi mutată, nu este o platformă standard, care va beneficia de recipiente pentru fiecare categorie de deșeu în parte, mă refer la deșeuri menajere, hârtie, carton, plastic, aluminiu și sticlă. Fiecare container va avea propriul țarc, să-l numim așa, va avea o ușă și o fantă pe care vor fi depozitate deșeurile. Prin urmare, nu este o platformă comună, cum știam până acum, comună pentru toate tipurile de containere. Este o platformă care va avea încercuit și închis fiecare container pentru fiecare tip de deșeu în parte, spre deosebire de celelalte, despre care știm foarte bine că în același perimetru se află containerele pentru reciclabil, cât și pentru deșeurile menajere. Să înțeleg că, practic, implementați și Micro 14 acest sistem de colectare selectivă? Da, îl vom îmbunătăți sau îl vom completa, pentru că în momentul de față, pentru asociațiile care nu beneficiază de programul Sacul Galben, există acele containere clopot, unde cetățenii își pot duce deșeurile reciclabile, însă, odată cu implementarea și cu amplasarea acestui tip de platformă, vor avea la dispoziție containere separate pentru deșeurile reciclabile. Să sperăm că le vor și folosi ca atare și nu vom avea surpriza ca în containerul pentru hârtie, carton sau orice alt tip de reciclabil să găsim deșeuri menajere. Încercăm să le punem la dispoziție un sistem civilizat, spunem noi, depinde și de dumnealor dacă această platformă va fi folosită corespunzător și dacă ea își va găsi utilitatea și funcționalitatea așa cum ar trebui să se întâmple în mod normal. În ceea ce îi privește pe Scor Monitor, au posibilitatea să umble în aceste tipuri de platforme? Noi spunem că nu, ele sunt securizate, sunt închise, însă cu tristețe o spunem că am avut situații de platforme închise cu lacăt și unde am fost nevoiți să schimbăm lacătul de nenumărate ori din cauza faptului că au fost parte. Sperăm sau se intră pe acea fantă de acces pe unde se aruncă sacul de gunoi. Sperăm ca să nu avem surprize și în cazul acestei platforme. Din punctul nostru de vedere, ea este securizată. Idei ingenioase, între ghilimele, se găsesc, din păcate, pentru a face astfel de fapte. Însă noi sperăm ca acest sistem să fie păstrat așa cum îl punem în funcțiune. De asta depinde și vigilența locatarilor, pentru că știm foarte bine că nu putem să punem un reprezentant RER sau un paznic la fiecare platformă și este important ca cei care locuiesc în zonă, dacă vor sesiza astfel de lucruri, dacă le vor vedea, să ne sesizeze și pe noi pentru a lua măsurile ce se impun, pentru a anunța poliția locală, pentru a face informări în zonă. Sunt măsuri care, în limita legii, le putem adopta, însă avem nevoie și de sprijinul celor care vor beneficia de această platformă. Avem un telespectator pe fir. Bună ziua, vă ascultăm! Săruna, aș dori să-i spune invitatei dumneavoastră să facă cât mai multe și după aia să iasă pe post. Am văzut că acum iarăși noi platforme îngropate. Cât o să mai dureze și treaba asta? Încă vreo 3-4 ani, câte 2-3 apar pe an, faceți 10-15 la nivel de municipiu și după aia ieșiți pe posturi. Nu
Gata, iarăși noi platforme. Eu nu sunt de acord cu treaba asta. O seară bună. Mulțumim pentru intervenție. Da, demersul nostru de a anunța dinainte este tocmai pentru a-i pune în temă pe locatarii din zonele respective să știe la ce să se aștepte ca și modalitate de depozitare a deșeurilor. Din păcate, tot acest sistem sau toată această procedură de implementare și de realizare a acestor platforme nu depinde în totalitate de noi. Așteptăm acel aviz de construire pentru aceste platforme. Amplasarea și realizarea lor nu va dura foarte mult. În câteva săptămâni le vom putea face. Dar este important să aducem în vedere cetățenilor faptul că facem investiții și demersuri în acest sens pentru a schimba acest sistem de colectare și de depozitare și este important să știe cum trebuie să-l folosească, pentru că sunt platforme care nu se asemănă cu cele care au fost folosite până în prezent. Considerăm că este important să le aducem la cunoștință ce se va întâmpla în acele zone și cum vor trebui să depoziteze deșeurile. Cât despre sugestia de a vorbi după, cu siguranță vom vorbi și după, iar aceste platforme, cele 11 pe care noi ca și Societate de Salubrizare ni le-am asumat, vor fi realizate și cu siguranță după realizarea lor, eu spun că în toamna acestui an ne vom putea revedea și vom discuta despre cum funcționează ele și dacă ele au fost primite cu reticență sau au fost bine primite de către locatarii din cartierele respective. În prezent, unde lucrați pentru amenajarea acestor platforme? În prezent, deci în momentul de față, documentația este la stadiu de aviz de construire. În momentul în care avizul va fi dat, în secunda 2, noi ne putem apuca de săparea gropii respective, aducerea prefabricatelor care vor fi introduse în groapă, pentru că acestea vor fi subterane și toate ansamblurile pentru funcționarea acestui tip de platformă. Ca și cartiere, cele asumate de RER, vorbesc, vor fi platforme asumate și finanțate de către Primăria Buzău. Cele care vor fi finanțate de RER Buzău vor fi făcute în cartierul Micro 3, Obor, Centru și Micro 14, precum și una pe strada Traian Vuia, acolo unde frecvent avem probleme cu scormonitorii, să le spunem așa, după peturi, care fac mizerie tot timpul la platformă. Repet, au fost luate în considerare zone cu probleme, zone unde am considerat că acest tip de platformă vor rezolva problemele de igienă din zonă. A trecut totuși ceva timp de când ați amenajat primele platforme îngropate. Ați observat dacă locatarii s-au obișnuit cu acest tip de platforme, se supun regulilor până la urmă și, așa cum spuneai și tu, să nu găsiți în platforma pentru materiale reciclabile gunoi menajer și așa mai departe? Da, în momentul de față nu întâmpinăm probleme acolo. Prima problemă importantă a fost soluționată, fiind niște platforme îngropate, atunci stadiul de igienă al platformei este foarte bun, însă am recurs, fiind vorba despre noi platforme și un nou sistem de depozitare, am recurs la informarea cetățenilor. Echipa noastră de informare a stat lângă platforme câteva zile bune, săptămâni, astfel încât fiecare cetățean al blocului respectiv sau al asociației care ducea gunoiul acolo să știe despre ce este vorba. Deci ne-am asigurat dinainte să-i și informăm pe cei care își duc gunoiul. În urma informărilor și a monitorizărilor pe care le-am făcut, se pare că oamenii s-au conformat și respectă sistemul de depozitare. În momentul de față nu avem probleme la aceste tipuri de platforme, nu avem probleme cu depozitarea neconformă a deșeurilor din construcții, deșeuri care încă se mai depozitează pe lângă anumite platforme, deșeuri voluminoase, iarăși, nu sunt regăsite lângă astfel de platforme, prin urmare putem să spunem că ele își dovedesc eficiența și nu am întâlnit probleme de depozitare neconformă. Bine, acum să nu sperăm și să nu punem totul așa într-o lumină roz, că toată lumea pune conform și în containerul pentru hârtie și carton, spre exemplu, sau pentru reciclabil, nu avem și deșeu menajer, dar proporția este mult mai mică, este altceva, este un pas înainte față de o platformă comună unde toate se duc la grămadă, cel puțin ponderea deșeurilor reciclabile depozitate separat este mult mai mare în cazul acestor tipuri de platforme, plus că nu mai pot umbla acolo și nu mai pot face mizerie și sustrage deșeurile reciclabile pe care noi suntem obligați să le colectăm.
Revenind puțin la acel tip de platformă pe care o să-l implementați în Micro 14, o să așteptați să vedeți ce rezultate vor fi și vă gândiți să amplasați astfel de platforme și în alte zone ale municipiului? Mai sunt zone în care se pretează o astfel de platformă? Platforma nu este cu mult diferită. Singura diferență este că fiecare container este separat și sunt securizate. Lucru încă întâlnit în municipiul Buzău. Însă dacă vor fi probleme și la alte platforme, cu siguranță vom încerca să găsim soluții. Soluțiile țin de securizarea platformei, acolo avem probleme. Cu siguranță dacă nu avem fenomenul acesta al scormonirii în containere, nu avem nicio problemă cu niciun fel de platformă. Și cea care va urma să fie făcută în cartierul Micro 14 este tot o platformă supraterană, însă este securizată. Să sperăm că nu se vor găsi metode de a intra și de a vandaliza platforma respectivă, dar cu siguranță, dacă vor exista platforme cu probleme, vom încerca să facem tot ce ține de noi. Dacă este nevoie de mutarea ei sau noțiuni care țin de localizare, atunci va trebui să ne adresăm primărie. Dacă sunt noțiuni ce țin de igienizare, întreținere, atunci va trebui să fim noi responsabili de aceste aspecte. Ai menționat la un moment dat despre aceste deșeuri provenite din construcții și așa este, ai dreptate, am văzut și eu pe lângă tomberoane depozitate diferite pereți dărâmați din apartamente și așa mai departe. Am mai vorbit și eu câțiva oameni și spuneau că practic nu știu unde pot depozita. Ce informații ne poți da în acest sens? Pentru că e clar că nu este permis acest lucru. Nu este permis. Regimul de depozitare pentru deșeurile provenite din construcții și demolări este cu totul altul față de deșeurile menajere. Cele menajere se duc la platformă. În momentul în care demolăm ceva, avem astfel de deșeuri rezultate din demolare, să ne sesizeze, să ne facă o cerere, să sune la sediul nostru. Există tarif special pentru astfel de tipuri de deșeuri. Ele nu ajung la groapa de gunoi, ele trebuie să ajungă la o stație de concasare. Sunt nevoiți cei care produc astfel de deșeuri să ne solicite, să ne spună ce fel de deșeuri au. Un reprezentant al firmei noastre se va deplasa la locul respectiv, va vedea despre ce este vorba. Există un tarif și pe tonă, dar și pe sac. Ne-am gândit să facem un pic acest procedeu mai simplu pentru cei de la blocuri, iar în momentul în care au astfel de deșeuri să îi depoziteze în sac. Prețul este per sac, este 5 lei per sac. Ei vor strânge în sac, ne vor face o solicitare și imediat ne vom duce și vom ridica de acolo. Este neapărat să respecte această procedură, pentru că de curând am avut o situație de genul acesta pe Unirii, unde am depistat la platforma PT11.1 astfel de deșeuri. Au fost identificate persoanele respective și au primit amendă. Evident că nu le-a convenit, însă trebuie să înțeleagă că în momentul în care faci astfel de deșeuri voluminoase, nu poți să le pui acolo unde pui și menajerul. Mai ales că noi facem o campanie destul de amplă și se știe foarte bine de intenția operatorului de a colecta separat fiecare tip de deșeu în parte. Prin urmare, poliția locală la sesizarea noastră și-a făcut datoria, a identificat persoana respectivă și a și primit amendă. Deci i-aș ruga să nu meargă pe premisa, lasă că nu m-a văzut nimeni, nu mă prinde, merge și așa că am mai pus eu nu știu când, pentru că vor fi identificați, este foarte ușor de făcut un control și de identificat în zonă cine a depozitat astfel de deșeuri. Deci neapărat să facă o solicitare către noi, va primi un răspuns de la noi. Dacă au sacidi, se va tarifa conform prețului stabilit. Dacă este nevoie de un container special să depoziteze, la fel există tarife și proceduri separate, însă este important să ne solicite în acest sens. Am văzut că mai există obiceiul să meargă cu acei saci plini de moloz pe dig aici. Da. Din nou, e la fel de riscant, nu? Este la fel de riscant. Din câte știu eu, reprezentanții poliției locale desfășoară activități de monitorizare și acolo, știindu-se că este o zonă cu probleme, deci e posibil să fie prinși și acolo. Nu este o soluție să-l arunci pe dig. Până la urmă, cineva va trebui să-l ia și cineva trebuie să plătească pentru asta. Nu cred că sunt nici obligată și niciun alt cetățean să plătească
indirect de la bugetul local sume pentru ridicarea acestui tip de deșeu. Fiecare să fie corect până la urmă și să solicite sprijinul și dacă există un tarif pentru serviciu, cum este normal, să-l achite și să evite orice sancțiune. Îți propun să trecem la următorul punct și anume să mai vorbim despre selectarea colectivă la case, dacă ați încheiat definitiv, să spun așa, pentru că acolo au fost mai multe etape. Cetățenii care locuiesc la case la noi în municipiu au primit mai multe tomberoane de diferite culori care să-i ajute să învețe cât mai repede în ce culori, cum și așa mai departe să arunce tot ce au pe acolo prin gospodărie și dacă ați terminat și cam care ar fi primele rezultate pe care le aveți. La case, da, am reușit să acoperim toate zonele de case. Așa cum am spus, am făcut acest procedeu cu pași mici, am încercat să acoperim zonele de case treptat. La case putem declara că nu mai există probleme, rare sunt situațiile de conținut corespunzător. De obicei, aceste situații se întâmplă atunci când se produc cantități mari de deșeuri vegetale, toamna sau primăvara, atunci când se face curățenie în curte. Însă, la case, putem declara că acest sistem este implementat cu succes, nu avem probleme. Încercăm să ajungem la același stadiu de succes, dacă putem spune așa, și în zonele de blocuri. La casă ne-a fost mult mai ușor. Spațiul de care beneficiază fiecare cetățean de la casă a făcut ca implementarea acestui sistem prin sacul galben să fie mult mai ușoară. De asemenea, la fel de ușor ne-a fost să implementăm și sistemul de colectare selectivă a deșeurilor vegetale. Nu de același lucru putem să spunem că ne bucurăm și la blocuri de același spațiu, lucru care ne îngreunează modalitatea de extindere și rapiditatea de extindere a programului, însă încercăm să găsim soluții și sperăm noi ca și la blocuri să putem afirma că oamenii sunt implicați la fel de mult ca și la case. Da, am văzut că și la blocuri ați extins puțin, să spun așa, aria. Am văzut că ați ajuns și prin Dorobanți, Sacii Galbeni, am văzut că eu locuiesc în zonă. Care sunt următoarele cartiere sau unde ați mai ajuns mai nou, să spun așa, cu sacul galben? Din fericire am observat, cel puțin în ultima perioadă, că există solicitări și din partea asociațiilor către noi. Există asociații care doresc să se implice, deci nu mai este nevoie, în propriu spus nu mai este nevoie, au venit ei către noi și noi am fost cei care am primit cu bucurie decizia de a se implica, fără a face noi primul pas. Următoarea asociație pe care o avem în proiect este de pe Unirii Centru, PT10-1. Am vorbit deja cu reprezentanții asociației, vom respecta aceeași procedură ca și la ceilalți, însă vom schimba ceva. Am sesizat că cea mai bună metodă pentru a intra în posesia sacilor pentru locatari este să-i punem în cutiile poștale. Până acum am procedat ca fiecare locatar să fie informat despre existența sacilor la asociația de proprietari, de unde să-și ridice în momentul în care achită întreținerea. Am decis că este mai bine să-i punem în cutia poștală, ajung mai repede la dumnealor. Din păcate există și situații în care fie nu există lacăt și atunci vecinul se trezește că n-are și că vecinul are mai mulți pentru că a sustras, însă eu cred că este o chestiune de noutate și sperăm că această noutate a sacului galben în casa fiecăruia să nu mai îi determine pe ceilalți să ia mai mult decât trebuie. Deci cu siguranță îi vor găsi în cutiile poștale la toate asociațiile la care ne vom extinde, vom aplica această metodă, astfel încât să nu mai existe perioade în care aceștia nu vor beneficia de sac, fie că nu s-au programul lor nu coincide cu programul asociației, fie că a fost la asociație și n-au mai avut saci, așa vor găsi în cutia poștală și împreună cu cei de la asociație vom face în așa fel încât periodic, lunar, să intre în posesia acestor saci. Dacă vor exista situații de genul, am terminat saci mai devreme să-i primesc, cu siguranță se vor putea adresa asociației de proprietari. Acolo noi le-am asigurat un stoc astfel încât de fiecare dată când li se solicită să ofere cetățenilor acest sac galben. Totodată pot fi puse și în saci menajer pe care cred că orice cetățean îi are în casă în zilele noastre. Nu? Da, cu siguranță, nu este nicio problemă
dacă a rămas fără sac și atunci are deșeuri reciclabile, indicat este să le pună într-un sac negru decât să le amestece cu menajerul. Atât timp cât există o colaborare între noi și Asociația de Proprietari prin personalul de serviciu și vor vedea că în acei saci sunt reciclabile, cu siguranță vor fi luați. Însă am dorit ca acest fenomen să nu fie foarte mult răspândit și să încercăm pe cât posibil să folosim acei saci galbeni pe care noi îi punem la dispoziție și doar în situații excepționale altfel de sac să fie folosiți pentru depozitarea acestor deșeuri. Și ca să înțeleagă toată lumea, ce ar trebui să punem noi în acest sac galben, noi locatarii de la bloc? Și apoi mai departe, ce ar trebui să facem cu sacul respectiv? În prima fază am observat că toată lumea are tendința, cel puțin la bloc, să pună tot ce este voluminos, în principal peturi sau cutii de carton mai mici, mai mari, să le pună acolo. Ei bine, în sacul galben ar trebui să punem și trebuie să punem tot ce înseamnă ambalaj, da? Indiferent, tot ce cumpărăm acum este ambalat, nu știu dacă mai cumpărăm ceva fără să aibă un ambalaj, orice ambalaj care este curat trebuie pus în acest sac galben, în sacul negru pe care îl duceți fie la platforma comună, fie la ghena de gunoi, trebuie să ajungă doar resturile de mâncare și atâta tot. Tot ce înseamnă ambalaj de hârtie, folie, carton, plastic, aluminiu, conserve de metal, flacoanele acelea de la detergenți, șampon, gel de duș, tot ce este ambalaj de plastic, indiferent că este plastic mai moale sau mai tare, mai dur, ele trebuie toate puse în acest sac galben. Pentru a eficientiza sau pentru a mări capacitatea acestui sac, este foarte important ca tot ce este voluminos, peturi sau cutii de carton să fie turtite sau pliate, pentru că vom pune 5 peturi în sac și ne vom da seama că s-au umplut și că nu mai avem loc de el pe balcon. E foarte important să le turtim și cu siguranță nici el nu, sacul nu va oferi nu va ocupa foarte mult spațiu din locuința noastră, atât timp cât ce depozităm acolo avem și grijă să le turtim și să nu le punem cu aer. Și mai departe, cam cum se procedează? O dată pe săptămână vin săptămână, la blocuri colectarea se face o dată pe săptămână, la fel ca și la case. Fiecare asociație de proprietari are alocată o zi anume de colectare. Informările sunt făcute la fiecare bloc în parte. Sunt asociații care au colectare în ziua de marți, în ziua de miercuri, în ziua de joi, în funcție de traseele noastre și de sectoarele din care fac parte. Așadar, locatarii trebuie să țină acest sac în casă. Considerăm că este la îndemâna fiecăruia să aibă un sac în casă, pentru că știm foarte bine, avem un pet, nu o să-l ducem, să ne ducem special pentru petul respectiv la platformă sau la containerul clopot care se află la 200 de metri. Este la îndemâna noastră. În momentul în care avem un ambalaj, îl punem frumos în sacul galben, în momentul în care s-a umplut, îl scoate în fața blocului, de acolo vor fi ridicați de către noi. Este un sistem foarte simplu, poate fi ținut pe balcon, eu personal îl țin pe balcon, nu mă deranjează cu absolut nimic, atât timp cât ele sunt curate. Tot ce înseamnă ambalaj murdar, și aici mă refer urme de sânge, acele caserole, ele trebuie spălate sau odată infestate ele nu mai pot fi reciclate. De asta este important să le punem curate astfel încât celelalte din sac să nu fie contaminate. Mai avem un telefon, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua! Eu aș vrea să mă este foarte bună metoda asta cu sacul galben. Eu aș vrea să mă refer la un caz. Oamenii sunt refractari. Foarte mulți oameni sunt refractari. În blocul meu, eu aud cum se aruncă în burlanele. Sunt la bloc tun, sunt burlanele acelea de gunoi, se introduce gunoi. Aud cum aruncă acolo sticle, peturi, cartoane. Să mai și în fund de burlan luat din cauza cutiilor mari de carton. S-a pus la fiecare etaj, la balconul ăla de gunoi, unde ies burlanul de gunoi, s-au pus saj galben. Au zăcut acolo zile și săptămâni, că nimeni nu i-a luat să-i folosească. E o atitudine și rușinoasă și condamnabilă și în toate felurile. Eu cred că ar trebui ca firma să facă apel mai insistent la asociații. Să meargă chiar din apartament în apartament, dacă au sac galben, măcar să-l aibă în casă acolo, dar cu el de sac galben. Unde locuiți dumneavoastră?
Nu vă spun unde locuiesc, îmi sar locatari în cap și ăia de la asociație. Doar ca și cartier, ca stradă, ca zonă. Nu, dacă doamna nu vrea să ne spună în direct, să-i lase colegului măcar, dar să știm să ne ducem să și rezolvăm situația. Spuneți-i colegului din regie și apoi noi vom transmite doamnei de la RER. Vă rog să păstrați discreții, pentru că după aia văd cum se urcă, se uită la mine ca lupi la pradă. Mi-e rușine, mi-e rușine să spun că există așa locatar, dar există totuși, există. Da, mulțumim frumos pentru intervenție. Bine. Da, probabil că este această reticență, da, pentru un lucru nou. Da, asta este o problemă în care ne confruntăm, ne e frică să spunem ce este în neregulă. Noi dacă nu știm situațiile punctuale, nici nu o să le putem rezolva. Este important să știm punctual unde există probleme. Noi încercăm să facem față întregului oraș. Echipa noastră de informare nu este o echipă foarte mare. Este important să știm exact locațiile unde există astfel de probleme. Încercăm să monitorizăm și blocurile și casele. Însă este important, dacă a sesizat cineva, să ne spune exact unde este problema, să o putem rezolva. Astfel va trebui să umblăm la toate asociațiile, să vedem unde există o problemă, așa pierdem timp și putem să rezolvăm din timp problemele sesizate. Da, vom continua discuția noastră și despre, mă gândesc că există și ceva repercursiuni dacă nu vom respecta aceste reguli, care până la urmă nu sunt impuse de firma RER, ci asta e, trebuie să ne aliniem și noi regulilor europene. Revenim cu discuția noastră după o scurtă pauză de publicitate. A revenit din pauza de publicitate. Vă reamintesc că alături de mine o am pe Denisa Hâncu de la Societatea RER Ecologic Service. Vorbeam înainte de pauza de publicitate, Denisa, despre implementarea programului Sacul Galben și la blocuri și te-aș ruga să ne spui și cum se va ajunge, nu știu, la o modalitate de sancționare, că deocamdată nu toți locatarii se supun regulei, încă n-au învățat ce trebuie să pun în sacul galben, ce trebuie să facă cu sacul după ce îl umplu și așa mai departe. Cât va dura această perioadă de probă, dacă pot să-i spun așa, și când veți trece, nu știu, poate la discuții sau după aceea la sancțiuni cu cei care nu se supun regulei? Din păcate, sancțiunile nu depind de noi. Noi doar putem să monitorizăm activitatea de depozitare, să controlăm aceste platforme în zile de depozit, în zilele de colectare, să facem verificări sistematice și mai departe să informăm pe reprezentanții poliției locale. Treaba noastră cu privire la sancțiuni nu este tocmai, nu se încadrează normele legale, ca și măsură pe care noi o putem adopta, se poate referi la asistarea serviciului de salubrizare în cazul neconformității depozitării în astfel de containere, însă atunci când se sesizează nereguli de depozitare neconformă sau în locuri care nu sunt amenajate special, atunci va trebui să ne adresăm cu siguranță poliției locale, așa cum s-a întâmplat și în cazul despre care vorbeam mai devreme cu deșeurile de construcții depozitate la platformă, cu siguranță vor fi date amenzi și pentru cei care nu respectă regimul de depozitare pentru celelalte tipuri de deșeuri. Noi vom informa cu siguranță poliția locală. Dumnealor știu foarte bine zonele cu probleme și încercăm prin patrula pentru protecția mediului să monitorizăm cât de des și cât de bine se poate toate zonele din oraș, însă trebuie să ținem cont că este vorba despre o singură platformă, despre o singură patrulă care are mult mai multe platforme de monitorizat plus zonele de case, prin urmare ne este imposibil să fim prezenți în toate blocurile în același timp. Însă să nu ne bazăm că suntem puțini în acest sens, însă cu siguranță măsurile vor fi luate, așa cum s-a făcut și pentru deșeurile din construcții, cu siguranță și pentru celelalte tipuri de deșeuri. În momentul unei sesizări concrete și a identificării persoanei respective, vor fi luate măsurile conform legii. În acest program știu că vă ajută și femeile de serviciu de pe scară. Știu că avea și ceva probleme în zona asta, că nu toate erau de acord să ofere acest ajutor. Între timp ați rezolvat, să spun așa, probleme pe unde mai erau nemulțumiri legate de acest aspect? Da, din acest punct de vedere situația a fost rezolvată. Am înțeles până la un anumit punct și nemulțumirile dumnealor, însă trebuie să înțeleagă în momentul în care se realizează un sistem de colectare, operatorul de salubrizare
care are obligația să pună la dispoziția utilizatorilor recipientele necesare, infrastructura, utilaje, mașini de colectare, personal care să asigure colectarea separată. Dincolo de aceste aspecte, asociației de proprietari sau persoane fizice acolo unde există contracte individuale, îi revine responsabilitatea de a se gestiona. Sunt obligați să-și găsească spații de depozitare, sunt obligați să-și gestioneze propriul spațiu astfel încât să asigure precolectarea separată a acestor tipuri de deșeuri. Ca și operator de salubritate, fie că este RER sau un altul, aici vorbim despre niște obligații legale, iar noi ca operator punem la dispoziție recipienții și punem la dispoziție mașinile necesare, însă dumnealor sunt obligați să le pună separat și să le scoată într-un spațiu, într-un loc de unde acest sarci pot fi ridicați de către mașinile noastre. Noi spunem că s-a înțeles acest aspect și până la urmă această colectare selectivă ține și de curățenia spațiilor în care acești cetățeni trăiesc. După cum a spus și doamna la mai devreme în telefon, există aceste situații de înfundare a genelor. Ei bine, prin acest sac galben putem să evităm sau să eliminăm definitiv aceste probleme în momentul în care tot ce înseamnă ambalaj voluminos sau mai puțin voluminos, nu contează, tot ce înseamnă ambalaj reciclabil este depozitat separat, cu siguranță nici genele nu se vor înfunda. Când, în momentul în care se înfundă, auzeam de la asociații că femeile de serviciu trebuiau să le desfunde, o altă muncă. Nu considerăm că este o muncă atât de grea să cobori niște saci în cazul în care sunt aceste gene sau să iei din fața blocului, să-i muți 3 metri mai în stânga în funcție de spațiul unde mașina noastră poate intra să colecteze. Aceste probleme inițial au existat, însă în momentul de față nu mai există probleme sau discuții pe această temă. Am văzut în ultima perioadă și discuții legate de contractul dintre RER și primărie. Ne spunea domnul primar că este posibil ca în toamnă să se organizeze o nouă licitație pentru atribuirea acestor servicii. Cum s-a ajuns în această situație? În momentul de față, contractul este în derulare, este un contract valid. Într-adevăr, există un proces pe rol cu ANRSC-ul, un proces în care a trebuit să-și dea un punct de vedere și Consiliul Concurenței. Este un proces ce ține de valabilitatea sau corectitudinea prelungirii acestui contract de salubrizare până în anul 2026. Nu avem cu ce să ne pronunțăm, întrucât nici procesul nu este pronunțată. Cu siguranță orice decizie a instanței care va fi finală va fi respectată de ambele părți. Există un act adițional la fel în vigoare care prevede prelungirea până în anul 2026 conform investițiilor pe care noi le-am făcut pentru implementarea unui sistem de salubrizare modern, investiții care trebuie amortizate. Calculele au fost făcute, iar amortizarea lor s-a decis că este necesară să se deruleze până în anul 2026. Repetăm, în momentul în care va exista o decizie definitivă, vom proceda în consecință. Dacă va fi nevoie să se organizeze licitație, cu siguranță se va respecta acest lucru. Nu suntem și nu am fost niciodată o firmă care să țină cu dinții de un contract. Am lucrat și lucrăm în continuare conform legislației în vigoare. Orice va dispune legea, vom respecta în consecință, așa cum am făcut și până acum, vom face și de acum înainte. Spune-mi, am văzut că în această vară ați avut așa ca sarcină și aceste etape de aviotratament. Ați reușit să le desfășurați pe toate? V-a încurcat vremea? Cum au decurs? Da, în momentul în care avem probleme cu vremea, știți foarte bine că suntem nevoiți să amânăm aceste acțiuni de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și implicit acțiunile prin aviotratament. În momentul în care avem comenzi de la primărie, vă anunțăm atât pe dumneavoastră în presa locală, cât și cetățenii cu privire la perioada de derulare. De asemenea, anunțăm și pe cei care dețin pe apicultori, pentru că există și acolo o problemă, ne luăm măsurile necesare. Până acum nu au fost probleme, singurele probleme care pot fi puse sunt cele de vreme, însă ele se rezolvă imediat ce vremea ne permite executarea unor astfel de lucrări. Spune-mi dacă mai aveți probleme în ceea ce privește gunoiul vagabond. Știu că la un moment dat era, așa să spun, o problemă care vă ocupa destul de mult timp. Da, așa este. În momentul de față nu au mai fost sesizări în acest sens. Este păcat pentru că toți ceilalți trebuie să plătim pentru neregulile altora.
Am încercat pe cât posibil să ținem sub control, sub ce sens? Să informăm și să-i conștientizăm de faptul că nu este corect și nici legal să depozitez neconform. Am încercat prin controle să descurajăm astfel de fenomene. Nu putem să declarăm că ar fi necinstit din partea noastră să declarăm că municipiul Buzău nu mai deține astfel de deșeuri sau astfel de locații. Însă încercăm pe cât posibil să evităm sau să înlăturăm astfel de fenomene. Nu am mai avut deocamdată sesizări în acest sens. Nu contestăm că nu ar exista în momentul de față, însă trebuie să înțelegem că nu se rezolvă situația printr-un singur telefon. A venit cineva și le-a ridicat și am scăpat de mormanul de gunoi. Important este ca cel care face acest lucru să fie identificat și să plătească, pentru că dacă nu îi vom descuraja pe cei care fac acest lucru, ne vom confrunta la nesfârșit cu depozite ilegale de gunoi, depozite pentru a căror ridicare va trebui să plătească toți ceilalți, mai puțin făptașul, ceea ce nu este normal. Suntem totuși în 2017. Ar trebui să încetăm să ne mai păcălim unii pe alții și să respectăm sistemul care este impus până la urmă. Știu că tu desfășori și controle pe teren, chiar mergi personal și verifici. Cam care sunt problemele cele mai frecvente pe care le identifici? Problemele cele mai frecvente țin de amestecarea deșeurilor. Nu sunt foarte multe în momentul de față, însă mai există situații de conținut necorespunzător, amestecă deșeurile biodegradabile cu cele menajere. Încercăm să le explicăm de câte ori este nevoie că tot ce înseamnă deșeuri biodegradabile, și aici mă refer la restul de fructe, de legume, trebuie depuse în pubela maro, pubela maro pe care a primit-o fiecare cetățean, iar cele menajere să se ducă în pubela neagră. Conținut necorespunzător la sac, dar acest lucru se întâmplă, v-am zis, de obicei în perioada de primăvară, în momentul în care se face curățenie în curte, sau toamna când este, când cade frunza, și atunci s-au gândit dumnealor că e bine să folosească sacul în loc să folosească pubela maro. Cam astea sunt problemele. Putem spune că nu sunt frecvente, nu sunt foarte multe, însă trebuie rezolvate și acestea, pentru că nerezolvate vor conduce la perpetuarea aceluiași fenomen și posibil, dacă vecinul va vedea că a făcut vecinul în felul ăsta, nu se întâmplă nimic, pot să-l pun și eu amestecat, că oricum mi-l ridică. E bine, în momentul în care sesizăm astfel de lucruri, încercăm pe de o parte să informăm, iar măsura care ne stă la îndemână este să nu ridicăm deșeurile amestecate, le punem acea etichetă cu conținut corespunzător, în ideea în care data viitoare, următoarea săptămână, să înțeleagă mesajul nostru și să respecte conținutul fiecarei pubele în parte. Referitor la pubele, aș vrea să fac o mențiune: cei care nu au fost acasă în momentul în care s-au distribuit pubele maro, să ne contacteze. Noi încercăm în controlul nostru pe teren să identificăm acele gospodării care nu dețin pubelă maro, să ne anunțe, să ne spună că nu au pubelă maro, să ne lase un număr de telefon și încercăm pe cât posibil să-i dotăm și pe aceștia. Vom face trasee și vom încerca să le aducem noi pubelele la destinație. Se apropie și noul an școlar și știu că pe parcursul anului școlar trecut ați implicat și copiii în ceea ce privește această colectare selectivă. Ați început așa cu cei mai mici, ca ei să crească deja cu obiceiurile învățate până la urma urmei. Pentru acest nou an școlar vă mai gândiți la o nouă competiție așa între școli, între elevi? Cu siguranță și în anul acesta școlar vom avea proiecte educaționale pe tema colectării selective. Vom încerca să venim cu o formă nouă. Fondul va fi același, pentru că încercăm ca în fiecare an școlar să reamintim mesajul nostru cu privire la comportamentul ecologic responsabil. Încercăm, așa cum ai spus, să învățăm de mici ce trebuie să facă. Repetiția este mama învățăturii și considerăm că nu este prea mult ca în fiecare an școlar să facem astfel de proiecte, astfel încât încă de mici să se obișnuiască cum trebuie să acționeze corect în momentul când vor fi adulți, la rândul lor să-și învețe copiii cum ar trebui să procedeze corect în ceea ce privește gestiunea deșeurilor. Cu siguranță vom avea proiecte, cu siguranță le vom anunța, încercăm să le dăm o altă formă astfel încât cei mici să fie receptivi de fiecare dată. Repet, mesajul și principiul va fi același, pentru că până la urmă încercăm
să creăm o conduită generală corectă față de mediul înconjurător și nu putem face acest lucru decât prin repetarea unui mesaj corect și încercăm prin tot felul de jocuri și proiecte să-i atragem pe cei mici și să învățăm în același timp ce trebuie să facă. Și până la urmă, probabil ce ar trebui să înțelegem cu toți este faptul că acest program de colectare selectivă nu este doar o regulă care așa i s-a năzărit societății pe care o reprezint și trebuie să o punem în practică. Am văzut că dacă noi până la urmă nu respectăm aceste reguli, ajungem să plătim pentru asta, iar vestea bună a fost că de curând practic s-a ieftenit oarecum gunoiul, tocmai pentru că municipiul nostru și-a atins oarecum targetul impus de standardele europene. Mă contrazici sau poate ne dai ceva lămuriri? Nu, în momentul de față, da, putem spune că ne-am îndeplinit acel target, acea țintă impusă, însă trebuie să ținem cont că acea lege s-a modificat și că acele obiective s-au modificat și ele, procentele s-au schimbat și trebuie să ținem cont că fiecare deșeu reciclabil este important pentru municipalitate. De ce spun acest lucru? S-au schimbat țintele și suntem obligați ca din deșeurile menajere să avem un procent. 15-25, ele vor crește progresiv de la an la an. Dacă noi nu vom înregistra până acum, se luau în calcul și acele deșeuri valorificate energetic, spre exemplu, lucru pe care, a fost foarte important pentru municipalitate. De ce zic acest lucru? Pentru că am reușit să facem acel 45%. Fără acele deșeuri valorificate energetic, nu mai îndeplinim țintele pentru municipiul Buzău și va fi obligat să plătească amendă către, sau taxe suplimentare către administrația Fondului pentru Mediu. Deci va trebui să avem grijă ca tot ce înseamnă deșeuri reciclabil din menajer să fie pus separat, astfel încât autoritatea publică locală să nu plătească amenzi. De aici trebuie să înțelegem că este important ca și fenomenul scormonitorilor să fie eliminat, pentru că tot ce iau ei nu se va mai înregistra și nu se va mai raporta mai departe către Fondul pentru Mediu, asta înseamnă că vor fi cantități în minus, ceea ce va duce la neîndeplinirea obiectivului. Este important ca fiecare dintre noi să înțelegem necesitatea colectării selective, ca să nu fim nevoiți până la urmă tot din buzunarul nostru să se plătească niște amenzi către Fondul pentru Mediu. Emisiunea noastră a ajuns la final. Îți mulțumesc, Denisa, pentru prezență și pentru informațiile pe care ni le-ai dat astăzi. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, vă doresc numai bine!